I'm Ron Brown, and it's great to be here with you to share about the glory of God in prayer. Numele meu este Ron Brown și mă bucur să fiu împreună cu voi și să vă împărtășesc despre slava lui Dumnezeu în rugăciune. You know, as we get ready to start today, there's a couple of statements I want to make about how God looks at us. Înainte de a începe, aș vrea să vă aduc înainte câteva afirmații cu privire la modul în care Dumnezeu ne primește, ne privește. God is a God of order. He's a God of plan, purpose and design. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. El este un Dumnezeu al scopului și al dorinței. When God creates, he starts with purpose in mind. Când Dumnezeu creează, el începe cu un scop în mintea sa. David writes in Psalm 139, in verse 16 and verse 17, we want to read those passages to you today. It says, your eyes have seen my unformed substance, and in your book were written all the days that were ordained for me, when as yet there was not any of them. How precious are your thoughts to me, O God, and how vast is the sum of them. David ne spune în Psalmul 139, versetele 16 și 17, când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Every person that God creates, he creates on purpose, with a purpose, and there are no illegitimate children. Pe fiecare persoană pe care Dumnezeu o creează, El o creează având un scop și cu un scop pentru acea persoană. În familia lui Dumnezeu nu există copii nelegitimi. In Jeremiah chapter 1 verse 5, the word of the Lord says that Jeremiah, God knew Jeremiah when he was being formed in his mother's womb. În Ieremia capitolul 1 versetul 5, Dumnezeu îi spune profetului Ieremia faptul că el îl cunoștea încă dinainte să fie format în pântecele mamei sale. In Galatians chapter 1 verse 15, Paul writes that he was separated from his mother's womb for the purpose of being an apostle to the Gentiles. În Galateni, capitolul 1, versetul 15, Pavel ne spune că el a fost pus deoparte încă din pântecele mamei sale pentru a fi un apostol printre neamuri. And in Ephesians chapter 2, verse 10, the word of God says that we are God's workmanship created in Christ Jesus for good works. În Efeseni 2:10, Pavel ne spune faptul că fiecare dintre noi suntem opera, capodopera lui Dumnezeu, lucrarea mâinilor sale și am fost făcuți pentru un scop și anume să împlinim lucrările bune în Hristos Iisus. And God planned those works for us. Și Dumnezeu a planificat acele lucrări pentru noi. So in laying the foundation and the framework for talking about the glory of God in prayer. Astfel în momentul acesta în care punem bazele a ceea ce înseamnă slava lui Dumnezeu în rugăciune. There are five principles of relationship that I'd like to share with us today about God's continuing purpose for our praying. Astăzi aș vrea să vă împărtășesc 5 principii relaționale cu privire la scopul lui Dumnezeu în rugăciune. I believe if we understand the relationship aspect that we have with the Father, our prayers will take on a new and deeper dimension. Cred că dacă noi ajungem să înțelegem relaționarea noastră cu Tatăl, cu Dumnezeu Tatăl, rugăciunea noastră va ajunge la noi nivele ale înțelegerii. In Psalm 24, verse 7, the Word of God says, lift up your heads, O ye gates, and be lifted up, you everlasting doors. În Psalmul 24, cu versetul 7, ni se spune, ridicați-vă capul porților, porți veșnice, ridicați-vă capul. And let the King of Glory come in. Să intre împăratul slavei. And so we need the glory of God. Avem astfel nevoie de slava lui Dumnezeu. In our prayers. În rugăciunea noastră. We are those gates. Noi suntem acele porți. When we lift up our eyes to the Lord. Atunci când ne înălțăm privirile spre Domnul. As a matter of fact, in Hebrews chapter 12 it says that we are to look unto Jesus. He's the author and perfecter of our faith. Și de fapt Evrei 12 ne spune să ne ațintim privirile asupra Domnului Iisus, care este autorul și cel care și perfecționează, desăvârșește credința noastră. So when we lift up our eyes to Jesus. Astfel ne înălțăm privirile spre Iisus, we will receive and we will also walk in a greater degree of his glory in the earth. Astfel, primim și umblăm în același timp într-un nivel mai mare al slavei sale pe acest pământ. This glory of God is evident in the life of the church when we are transformed by the preaching of the cross. Această slavă este evidentă, este vizibilă în viața bisericii atunci când noi suntem transformați în urma predicării crucii. And this preaching of the cross produces in us a manifestation of the Spirit of God. Și această predicare a crucii determină în noi o manifestare a Duhului lui Dumnezeu. And it brings about miracles. Și în cele din urmă dă naștere la minuni.
We need miracles of salvation first. Avem nevoie, bineînțeles, de minunea mântuirii pentru început. Miracle of deliverance. Minunea eliberării. Miracles of healing. Minunea vindecării. Miracles of divine direction. Minunea ale direcționării divine. And we also need to mature in our character in Christ. Și de asemenea avem nevoie și de maturitate în caracterul nostru cristic. And then the manifestation of the Holy Spirit. Și manifestarea Duhului Sfânt. Is a manifestation of the glory of God. Care este manifestarea slavei lui Dumnezeu. And so there are all kinds of gifts. Astfel există tot felul de daruri. That the Holy Spirit has. Pe care Duhul Sfânt le are. For the body of Christ. În vederea trupului lui Hristos. In 2 Corinthians chapter 3. În 2 Corinteni capitolul 3. Verses 3 through 12. We won't read the passage today. De la versetul 3 la versetul 12, pasaj pe care nu-l vom citi. But the apostle Paul makes it very clear. Dar apostolul Pavel clarifică un lucru. That what makes us adequate as servants of the new covenant. Că ceea ce ne face pe noi potriviți ca și slujitori ai legământului celui nou. Is not better teaching. Nu este o învățătură mai bună. But the manifestation of the Holy Spirit. Ci manifestarea Duhului Sfânt. This is the glory of God. Aceasta este slava lui Dumnezeu. Because in this same passage Paul says it's the letter that kills but the spirit gives life. Deoarece mai târziu în același pasaj Pavel spune că slova ucide, dar Duhul dă viață. In other words, just the letter of God's word doesn't produce life, but it's the Holy Spirit working in confirming God's word that produces the life and the glory of God. Cu alte cuvinte, doar simpla slova cuvântului, doar cuvintele Bibliei nu sunt suficiente, ci este viața pe care Duhul Sfânt ne-o dă și împuternicește acest cuvânt în viața noastră. As the church, as the people of God, ca și biserică, ca și poporul lui Dumnezeu, we are to affirm and testify to the reality of the kingdom of God. Trebuie să afirmăm și trebuie să fim martori ai realității împărăției lui Dumnezeu. When we see the Holy Spirit in manifestation. Atunci când îl vedem pe Duhul Sfânt manifestându-se. Now the five principles of relationship. Acum cele cinci principii ale relaționării. That I'd like to begin with as we talk about the glory of God in prayer. Cele cu care aș dori să încep înainte să vorbim despre slava lui Dumnezeu în rugăciune. First of all, our right standing with God or righteousness. În primul rând, vorbim despre neprihănire sau de dreptul nostru de a sta înaintea lui Dumnezeu. The second one is the power of the Holy Spirit to reveal. Cel de-al doilea este puterea Duhului Sfânt pentru a descoperi sau a releva. And the third principle of relationship. Și cel de-al treilea principiu al relaționării. Is that God is our Father and we are His children. Este faptul că Dumnezeu este Tatăl și noi suntem copiii Săi. And the fourth principle. Cel de-al patrulea principiu. Is the concept of identification in prayer. Este conceptul identificării în rugăciune. And the fifth one is the authority of the believer. Iar cel de-al cincilea este autoritatea credinciosului. I believe that as we delve into these five principles of relationship, cred că adâncindu-ne în aceste cinci principii ale relaționării, our prayer will take on a new dimension. Rugăciunile noastre vor căpăta o dimensiune nouă. So that we will see the glory of God. Și astfel vom vedea slava lui Dumnezeu. Like never before. După cum n-am mai văzut-o altădată. The word of God says that the knowledge of the glory of God. Cu adevărat, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că slava cunoașterii lui Dumnezeu will cover the earth. Va acoperi pământul. As the waters cover the sea. După cum apele acoperă fundul mării. And the knowledge of this glory of God. Și cunoașterea acestei slave a lui Dumnezeu. Comes through the people of God. Vine prin oamenii Săi. Who understand. Care înțeleg. How to walk in manifesting the Holy Spirit. Modul în care să umble și să manifeste Duhul Sfânt. Also I like to share that God is a God of covenant. Aș vrea de asemenea să vă împărtășesc faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu al legământului. So when we talk about relationship, we're talking about covenant. Astfel când vorbim despre relații, vorbim despre legământ. In the Old Testament, the sign of the covenant was the ritual of circumcision. În Vechiul Testament, semnul unui legământ avea de-a face cu circumcizia, era circumcizia însăși. God saying this is a sign that you belong to me. Dumnezeu spune că tăierea împrejur este un semn al faptului că omul aparține lui Dumnezeu. In the New Testament, the circumcision of the heart of the believers by the Holy Spirit is a sign of the new covenant. În Noul Testament, un semn al noului legământ este tăierea împrejur a inimii prin puterea Duhului Sfânt. So everything turns on relationship. Astfel totul are de-a face cu relația. Everything in God's kingdom. Tot ceea ce ține de împărăția lui Dumnezeu. Everything in the church. Și în biserică.
It really hinges on relationship. Întotdeauna are de-a face cu relațiile. So when we have a correct understanding of the dimensions of relationship that God has given to us today. Astfel atunci când înțelegem cu adevărat dimensiunile corecte ale relaționării de care Dumnezeu ne face parte. My prayer and my hope is that it will change the way we pray. Rugăciunea și nădejdea mea este că acest lucru ne va transforma modul în care ne rugăm. It will increase our faith. Va crește credința noastră. And we will see the miracles of God. Și noi vom putea vedea minunile lui Dumnezeu. That the world needs to see today. Pe care lumea are nevoie să le vadă astăzi. They see plenty of religion. Lumea vede o mulțime de religii. They see man searching for God. Și văd cum oamenii caută un Dumnezeu. But people want to see Jesus. Dar oamenii vor să-l vadă pe Iisus. And God wants to reveal himself. Și Dumnezeu vrea să se descopere pe sine însuși. And he wants to reveal himself through you and I. Și vrea să se descopere prin mine și prin tine. Indeed, God revealed himself as a God of covenant to the generations. Într-adevăr, de-a lungul generațiilor, Dumnezeu s-a descoperit pe sine ca un Dumnezeu al legămintelor. He reveals himself as the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. S-a descoperit ca Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. God is concerned about the generations. El este cu adevărat preocupat de generații. And each generation had to respond appropriately to God's dealings. Și fiecare generație a trebuit să-i răspundă într-un mod corect acțiunii lui Dumnezeu. In order to walk out their side of the covenant relationship with God. Pentru a putea ca ei la rândul lor să împlinească partea lor din legământul cu Dumnezeu. And since Jesus Christ, who is God, is the same yesterday, today, and forever. Și astfel Iisus Hristos, care El însuși este Dumnezeu, este același ieri, azi și în veci. We too must respond appropriately to God's dealings in our generation. Noi la rândul nostru trebuie să răspundem adecvat lui Dumnezeu vis-a-vis de acțiunile sale în generația noastră. So that we can walk out successfully our covenant relationship with the Father. Pentru a putea să împlinim cu succes legământul nostru cu Tatăl. And as we continue in our teachings on the glory of prayer. Continuând în învățătura noastră despre slava lui Dumnezeu în rugăciune. We will also see that God will not violate his own principles of covenant and justice. Vom vedea de asemenea că Dumnezeu nu-și violează, nu-și încalcă propriile sale principii în ceea ce privește legământul său, that he has established in his word, pe care el însuși l-a stabilit prin cuvântul său, even when he deals with our adversary. Chiar și atunci când are de-a face cu dușmanul nostru. God is just. Dumnezeu este un Dumnezeu drept. And so we need to understand. Astfel trebuie ca noi să înțelegem the principles of God's justice, principiile dreptății lui Dumnezeu, the principles of relationship, principiul relației, so that when we charge out to begin our prayer life, pentru că atunci când noi pătrundem în viața noastră de rugăciune, we won't stop short. Nu ne vom opri imediat. Of seeing the glory of God manifest on earth as it is in heaven. În ceea ce privește vederea sau să fim martori ai slavei lui Dumnezeu cum este în ceruri așa și pe pământ. I think many times people begin with great zeal and enthusiasm for prayer. Cred că mulți oameni încep cu un zel, cu o râvnă mare și entuziasm pentru rugăciune. And then when the work of prayer comes, și apoi când vine această lucrare în rugăciune, de fapt, they stop and they fall short. Oamenii se opresc și acolo rămân. Because they didn't understand that there was a price to be paid. Deoarece nu au înțeles de la început că este un preț care trebuie plătit. To stay aligned properly in relationship with the Father. Pentru a rămâne aliniat în poziția corectă și în relație cu Tatăl. So that we can see the fullness of our prayers. Astfel încât să vedem plinătatea rugăciunilor noastre. And these things will become more evident as we move into the teaching. Aceste lucruri însă ne vor fi mai clare pe măsură ce vom avansa în învățătură. Because we want to get to the place that we're talking about rooting out and pulling down enemy strongholds. Deoarece vrem să ajungem într-un loc în care să vorbim despre dezrădăcinarea și demolarea întăriturilor dușmanului. And evicting ruling territorial demonic spirits. Și alungarea de duhurilor teritoriale. That sometimes will exercise authority over people, regions, cities and nations. Pentru că uneori trebuie să ne exercităm autoritatea asupra unor oameni, regiuni, chiar națiuni. Now as we continue, there's a very familiar passage that I'd like for us to take a look at. We call it the prodigal son from the Gospel of Luke chapter 15. În continuare aș vrea să privim în ceea ce noi numim ca și pasaj pilda fiului risipitor din Luca 15. Because again, the principles of relationship. Deoarece principiile relaționării, and understanding who God is and who we are to him, înțelegând cine este Dumnezeu și cine suntem noi în relație cu el, will unlock the door, va
descuia această ușă of our understanding, a înțelegerii noastre, so that we can really pray effectively. Astfel încât să ne putem ruga cu eficiență. Now this very familiar passage. Acum acest pasaj care este foarte you know bine cunoscut. The story of the younger son. Cunoașteți bine povestea fiului mai tânăr. He went to the father. A mers la tatăl său. And he wanted to receive his inheritance. Dorind să își primească partea de moștenire. Now this was not so unusual to the hearers that Jesus was speaking to. Acum aceste cuvinte nu erau pe de-a dreptul străine ascultătorilor lui Isus. Because in the culture that Jesus grew up in, deoarece în cultura în care a crescut Isus, when a son became 30 years old, când un fiu atingea vârsta de 30 de ani, after he had served his father for 30 years, după ce deja își slujise tatăl timp de 30 de ani, either in the family business or on the farm, fiecare de-a face cu afacerea familiei sau fermă, he could go and ask for his inheritance. Acest fiu putea să se apropie de tatăl său și să-și ceară moștenirea. And then what was understood is that the children would take care of the fathers and their parents when they were elderly. Ceea ce era subînțeles în acest lucru era faptul că acești copii vor urma să se îngrijească de nevoile părinților lor pe măsură ce vor fi bătrâni. So this young man had come to full inheritance rights. Astfel acest tânăr a ajuns în cele din urmă la drepturile depline ale moștenirii sale. Which probably would have made him around 30 years old. Ceea ce probabil îl poziționa undeva în jurul vârstei de 30 de ani. And so he received his inheritance. Astfel își primește moștenirea. He journeyed to a far country. Călătorește într-o țară îndepărtată. He ended up wasting all of his goods. Și sfârșește prin a-și risipi, a-și cheltui toată averea. He became hungry. Ajunge într-un loc al foametei. And he said, I want to go home. Și spune, vreau să merg acasă. I want to return to the father's house. Vreau să mă reîntorc în casa tatălui meu. Because he began to remember. Deoarece a început să-și amintească. That even in his father's house. Că și în casa tatălui său. Those who were servants had plenty to eat. Până și servitorii aveau mult mai mult de mâncat. So through this avenue of repentance. Și astfel pe această cale a pocăinței. Which is a change of heart, change of mind. Petrecându-se o schimbare a inimii și a minții. Change of attitude. Atitudinii de asemenea. Change of direction. A direcției. Repentance is really a great gift. Știți, pocăința este de fapt un dar foarte mare. That God gives to us so that we can restart our lives. Pe care Dumnezeu ne l-a încredințat pentru a ne reîncepe viața. So he was moving toward the father's house. Astfel el se îndrepta spre casa părintelui său. But when the father saw the son a long way off. Dar atunci când tatăl deja l-a văzut pe fiul de departe. He ran to meet the son. A alergat în întâmpinarea fiului său. He'd been waiting for him to come home. L-a tot așteptat să se reîntoarcă. Just as God waited for us to come home. După cum și Dumnezeu ne-a așteptat pe noi să ne întoarcem. He's waiting for many other sons and daughters to come home. El încă așteaptă pe mulți fii și pe multe fiice să se reîntoarcă. And when we come into the father's house. Și când ajunge la casa tatălui său. Now we began to see the unfolding of these principles of relationship. Începem să vedem cum se desfășoară, cum ni se descoperă aceste principii ale relaționării. In verse 22 of the Gospel of Luke in chapter 15. În versetul 22 din capitolul 15 al Evangheliei după Luca. The father said to the servants, quickly bring out the best robe and put it on my son, and bring a ring and put it on his hand and sandals for his feet. Tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel pe deget și încălțăminte în picioare. The father was glad his son was home. Tatăl era fericit că fiul său era acasă. Well, even before that, when he saw him a long way off in verse 20, he ran to meet him and embraced him and kissed him. În versetul 20 se spune, când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el și a alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Now the embrace of the father. Acum îmbrățișarea tatălui represents acceptance. Reprezintă acceptarea. God accepted him back. Dumnezeu l-a acceptat înapoi. Because in this story, the father is God. Deoarece în această istorioară, tatăl este Dumnezeu. And so when he put his arms around him and embraced him. Și astfel când și-a pus mâinile în jurul său și l-a îmbrățișat. He immediately said, "You're welcome to the family." Imediat i-a spus, "Ești binevenit în familie." And then he kissed him. Și apoi l-a sărutat. Now, I believe that this kiss represents the anointing of the Holy Spirit. Acum eu personal cred că acest sărut înseamnă ungerea Duhului Sfânt. Without the kiss of God's glory. Fără sărutarea slavei lui Dumnezeu. Without a deposit of His Holy Spirit. Fără un depozit al Duhului Său Sfânt în there noi. There can be no transformation. Nu putem avea parte de transformare. There can be no relationship. Nu putem avea parte de relaționare. Therefore, there can't be any correct way of praying. De aceea nu există nici o modalitate corectă de a te ruga. So immediately. Astfel, imediat, the father kissed him. Tatăl l-a sărutat. The son didn't have to beg for the Holy Spirit. Fiul nu a trebuit să ceară și să cerșească Duhul Sfânt. It's a gift of the father. Ci este un dar al tatălui. Now, the robe represents
righteousness. Acum haina reprezintă neprihănirea. This robe that the Father put on him. Această haină pe care Tatăl a pus-o peste el. Represented a washing away of all of the past. A reprezentat o spălare, o îndepărtare a întregului trecut. All of the waste of the resources. Toată acea risipire a resurselor. All of the rebellion. Toată răzvrătirea. All of the bad decisions. Toate deciziile neinspirate. They were washed away. Toate au fost spălate. And the Son was made right with the Father. Și Fiul a fost pus într-o poziție corectă înaintea Tatălui. See, if we don't believe that we've been made correct or made right with the Father? Dacă noi nu credem că am fost corectați, am fost puși în acest loc de dreptate înaintea lui Dumnezeu? It would be very difficult for us to pray with confidence. Pentru noi va fi deosebit de greu să ne rugăm cu încredere. If we believe that there's something we have to do to overcome God's anger with us. Dacă noi credem și considerăm că trebuie să facem ceva pentru a îndepărta mânia lui Dumnezeu de peste noi, then we won't pray. Atunci nu ne vom ruga. Because we will be in fear. Deoarece ne vom teme. And we won't understand who we are. Și nu vom înțelege cine suntem. But when the robe of righteousness went on this young man. Dar când această haină a neprihănirii a fost pusă peste tânăr. Immediately. El imediat. The Father said, all is forgiven. Imediat Tatăl a spus, totul este iertat. And you are standing right with me. Iar tu ești în dreptate înaintea mea, ești într-un loc corect. I believe that this is also important. Cred că acest lucru este de asemenea foarte important. When we enter into the greater dimensions of prayer. Atunci când pătrundem în dimensiuni mai adânci ale rugăciunii. And we start engaging the enemy in prayer. Și începem să ne angajăm în luptă cu dușmanul în rugăciune. It's very important. Lucrul acesta este foarte important. For us to understand that we've been made righteous by the blood of Jesus. Să înțelegem că am fost făcuți neprihăniți prin sângele lui Isus. And our authority comes from that place. Și că autoritatea noastră vine din acel loc. Not from who we are. Nu din cine suntem noi. That's where our authority comes from. De aici este locul de unde ne vine autoritatea. It's because what Jesus did on the cross. Datorită ceea ce Isus a făcut la cruce. He washed our sins away. El a spălat păcatele noastre. And he made us right. Și el ne-a îndreptățit. He made us righteous. Ne-a făcut neprihăniți. With the Father. Înaintea Tatălui. And therefore when we engage the enemy in prayer. Și astfel atunci când îl abordăm pe dușmanul în rugăciune. Because later on we'll talk about binding and loosing. Deoarece mai târziu vom vorbi despre legare și dezlegare. When we move into those dimensions of prayer. Când pătrundem în acele dimensiuni ale rugăciunii. The accuser of the brethren. Acuzatorul fraților. Will come and remind us of every place that we fail. Va veni și ne va aduce aminte de fiecare loc în care am dat greș. He'll remind you of every sin you've ever committed. Îți va aduce aminte de fiecare păcat pe care l-ai comis vreodată. But the Father has already cast those things into the sea of forgetfulness. Dar Tatăl deja a aruncat toate acele păcate în marea uitării. And he remembers them no more. Și el nu-și mai aduce aminte de ele. But the enemy. Dar dușmanul. Will try to intimidate us. O, dușmanul va încerca să ne intimideze. To keep us from entering into that threshold of prayer. Și să ne împiedice să pătrundem să trecem peste acel prag al rugăciunii. Where we are able to push back the kingdom of darkness. Unde noi putem să împingem înapoi împărăția întunericului. And see the advancement of the kingdom of God. Și să vedem cum avansează, cum se răspândește pe pământ împărăția lui Dumnezeu. Not only did the Father give him a robe. Și nu doar că i-a dat o haină Tatăl. But he also said to put a ring on his hand. Dar de asemenea a spus să-i pună un inel în deget. Now this ring had a family crest or a signet on it. Acum acest inel avea o pecete a familiei. So that the son could trade, he could go to the local supermarket and use that ring to purchase goods. Astfel, dacă ar fi avut nevoie să-și cumpere ceva de la magazinul local, fiul mergea și cu acest sigiliu al familiei se semna. He was able to use the authority of the Father's name. Și el avea această împuternicire de a folosi autoritatea numelui Tatălui său. In order to purchase goods. Pentru a cumpăra marfă. And whatever he needed. Și indiferent ce ar fi avut nevoie. For his life to be fulfilled. Pentru ca viața lui să fie pe deplin. I want you to know today. Vreau să știți astăzi. That when we came to the Father. Că atunci când noi am venit la Tatăl. He covered us in his righteousness. El ne-a îmbrăcat în neprihănirea sa. And he put his ring of authority on us. Și el a pus inelul autorității sale în degetul nostru. So that we are able to pray with confidence. Astfel încât noi să ne putem ruga cu încredere. We're able to speak the name of Jesus. Putem să rostim numele lui Isus. With great authority. Cu autoritate mai mare. And it will have great effect. Și va avea un efect mai mare. In our prayer. În rugăciunea noastră. Not because of who we are. Nu datorită cine suntem noi. But because of who we belong to. Ci datorită cui aparținem noi. We are accepted by the Father. Noi suntem acceptați, suntem primiți de Tatăl.
In Romans 8 it says, what can separate us from the love of God? În Romani 8 se spune ce ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu? Nothing past. Nimic din trecut. Nothing present. Nimic din prezent. Nothing in the future. Nimic din viitor. No height. Nicio înălțime. No depth. Nicio adâncime. No other created being. Și nimic altceva ce a fost creat. No principality, no power. Nicio domnie, nicio putere. Nothing. Nimic can separate us. Nu ne poate despărți from the love of God. De dragostea lui Dumnezeu. In Christ Jesus. În Hristos Iisus. When we understand that. Atunci când înțelegem acest lucru. We won't be intimidated when we pray. Nu vom mai fi intimidați atunci când ne rugăm. And you know you don't have to beg God for anything. Și știți, nu trebuie să cerșiți lui Dumnezeu nimic. You hear some people say, "Oh God, please, please help me." Îi auziți uneori pe unii oameni rugându-se, Doamne, te rog, dar te rog, ascultă-mă. No, you don't have to beg. Nu, nu trebuie să fii și because să cerșești. You belong to the Father. Deoarece tu aparții Tatălui. I have two children, I have seven grandchildren. Eu am doi copii și șapte nepoți. When my kids want something, all they have to do is just look at me and go, "Dad." Când copiii mei doresc ceva de la mine, singurul lucru pe care trebuie să-l spună este să mă privească în ochi și să spună, tati. So I'm like, okay, how much? What do you need? Așa că zic, okay, cât ai nevoie. They don't even have to do a long explanation. Nici măcar nu trebuie să vină cu o explicație lungă. Because I love my babies. Pentru că eu îi iubesc copilașii. And I want to see them happy. Și vreau să-i văd fericiți. Now, if I'm just an earthly man can love my kids like that. Acum dacă eu ca și om pământesc ce sunt, pot să-mi iubesc astfel copiii. How much more? Cu cât mai mult. With the Heavenly Father. Tatăl Ceresc, give the Holy Spirit dă Duhul Sfânt and good things și lucruri bune to his children. Copiilor săi. As a matter of fact, he's planning good things for us all the time. De fapt, el și planifică tot felul de lucruri bune pentru noi tot timpul. We started out earlier saying that God is a God of plan, purpose and design. Am început spunând mai devreme că Dumnezeu este un Dumnezeu al planului, al scopului și al unui design. In Jeremiah 29:11, the word of God says that God has plans for us. În Ieremia 29:11, ni se spune că Dumnezeu are planuri pentru noi. Plans to prosper us and not to harm us. Planuri pentru a propăși, nu pentru a ne fi rău. Plans to give us a future and a hope. Planuri pentru a ne da un viitor și o nădejde. So God has already planned. Dumnezeu deja a plănuit să vă răspundă rugăciunilor. So you don't have to beg and plead with him. Astfel nu trebuie să cerșiți și să trageți de el. Because we're standing as his children. Deoarece noi stăm ca și copii ai săi. Now the father finished the outfit for the son by saying put some shoes on his feet. Acum în ceea ce privește îmbrăcămintea pentru fiul său, tatăl încheie spunând dați niște încălțări. I believe that those shoes represent the gospel of peace. Cred că acele încălțări reprezintă Evanghelia păcii. Ephesians chapter 6. Efeseni capitolul 6. Says that our feet are covered with the gospel of peace. Vorbește despre acoperirea picioarelor noastre cu râvna Evangheliei păcii. It was part of the armament that Paul described in Ephesians chapter 6. Fiind partea armăturii pe care Pavel o descrie în Efeseni 6. So here is this son. Iată-l astfel pe acest fiu aici, care și-a luat moștenirea și-a pierdut-o. The word of God says that we were all born in sin. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi toți suntem născuți în păcat. And we've all fallen short of the glory of God. Și cu toții suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. But in God's restoring plan. Dar în planul de restaurare a lui Dumnezeu, he restores us into the family. El ne restaurează în familie. Fills us with his love. Ne umple cu iubirea sa. Puts the proper clothing on us. Ne îmbracă în haine adecvate. So that now we can walk in his glory. Astfel încât acum putem păși în slava lui. And see the glory of God manifested through our prayers. Văzând slava lui Dumnezeu manifestată prin rugăciunea noastră. So once we've fallen short of the glory of God. La un moment dat eram lipsiți de slava lui Dumnezeu. Now we've been restored. Acum însă am fost restaurați. Now we manifest the glory of God. Și acum manifestăm slava lui Dumnezeu. Through our prayers. Prin rugăciunile noastre. So this story speaks to my heart. Și mie personal această istorioară vorbește inimii. Because Jesus in John chapter 14. Deoarece în capitolul 14 a Evangheliei după Ioan Iisus spune. When he was giving his what they call the upper room discourse or teaching. Când el și-a început ceea ce noi cunoaștem ca și discursul sau învățătura lui din camera de sus. This was just before he went to the cross. Cu câteva ore înainte ca el să meargă la cruce. Covers chapters 13 through 17 of the Gospel of John. Acoperă capitolele de la 13 la 17 la Evangheliei după Ioan. But in chapter 14. Dar în capitolul 14. Jesus wanted to give to his disciples the secret of why his prayers were always answered. Iisus a dorit să le ofere ucenicilor săi secretul potrivit căruia toate rugăciunile sale sunt ascultate. Because Jesus' prayers were answered 100% of the time. Deoarece
Rugăciunile lui Iisus au primit 100% răspuns. And when he began to talk about why his prayers were answered. Și atunci când a început să vorbească despre motivul pentru care rugăciunile sale primesc răspuns. He said to his disciples. El a spus ucenicilor săi. That the secret. Că taina, secretul. Or the key. Sau cheia. Is my relationship with the Father. Este relația mea cu Tatăl. He said it's because of my communion with the Father. El a spus datorită comuniunii mele cu Tatăl. And the Holy Spirit working in me. Și Duhul Sfânt care lucrează în mine și prin mine. That you saw all of the prayers answered in my ministry. Acesta este motivul pentru care voi ați văzut răspunsuri la toate rugăciunile mele de-a lungul lucrării. So he was saying to his disciples. Ceea ce le spunea practic ucenicilor. And he's saying to you and I. Și ceea ce vă spune vouă și mie. If you want to always see your prayers answered. Este că dacă vreți să vedeți întotdeauna răspunsul la rugăciunile voastre. Abide with the Father. Rămâneți în Tatăl. He said, I abide in the Father. El Iisus însuși a spus, eu rămân în Tatăl. And the Father abides in me. Și Tatăl rămâne în mine. And because we have this abiding relationship. Și datorită faptului că avem această relaționare în rămânere unul în celălalt. Whenever I pray. Ori de câte ori mă rog. I receive answers. Primesc răspunsul. And so that was why I wanted to start with this story about the prodigal son. De aceea am dorit să încep cu istoria fiului risipitor. Because the Holy Spirit has to give us a revelation of the Father. Deoarece Duhul Sfânt trebuie să ne dea o descoperire, o revelație a Tatălui. This is difficult for us sometimes. Și uneori pentru noi acest lucru este dificil. Because many times the example that we've had of earthly fathers. Deoarece deseori exemplul pe care noi l-am avut cu privire la părinții noștri, la tatăl nostru pământesc, is very different from the picture of God as our Father. Este foarte diferit de imaginea lui Dumnezeu ca și tată. But Jesus was saying that it's only when we understand the love of the Father. Dar Iisus vine și spune că doar atunci când înțelegem dragostea Tatălui. And that abiding relationship. Și apoi rămânem în această relație. That we will see the miracles of answered prayers. Atunci vom vedea minunea răspunsului la rugăciune. Indeed, also in Matthew chapter 6. De asemenea, și în Matei capitolul 6. When Jesus began to teach on prayer. Când Iisus vine cu învățătura despre rugăciune. The very word, first words were our Father. Primele cuvinte pe care el le spune sunt Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, your kingdom come, vie împărăția ta, your will be done. Facă-se voia ta. In other words, it starts with the Father. Cu alte cuvinte, începe cu Tatăl. Before we can see the glory of God. Încă dinainte de a vedea slava lui Dumnezeu. Manifested in our prayer. Manifestată în rugăciunea noastră. We must have a revelation from the Holy Spirit. Noi avem nevoie de o descoperire din partea Duhului Sfânt. About the heart of the Father. Cu privire la inima Tatălui. Because the Father loves us. Deoarece Tatăl ne iubește. He protects us. El ne protejează. He provides for us. El ne poartă de grijă. He makes a way for us. El creează, deschide o cărare pentru noi. There's nothing but good in the Father. Și în Tatăl totul este bun. And when we're secure in that relationship with Him. Și când noi suntem securizați în această relaționare cu El. We won't hesitate in our praying. Nu vom ezita în rugăciunea noastră. But we will pray with boldness. Și ne vom ruga cu îndrăzneală. We will pray with great confidence. Ne vom ruga cu încredere mai mare. And the Apostle Paul, in writing to Timothy. După cum a scris și Apostolul Pavel lui Timotei. He said, God hasn't given you a spirit of fear or intimidation. A spus, Dumnezeu nu ți-a dat un duh de frică sau de intimidare, but a spirit of love, ci un duh de dragoste, power, putere, and a sound mind, și o minte curată. Love first. Dragoste în primul rând. Because God is love. Pentru că Dumnezeu este dragoste. And we must have that revelation of the love heart of the Father. Și noi trebuie să cunoaștem, avem nevoie de această descoperire a inimii plină de iubire a Tatălui. And from that place. Și din acel loc. The power of the Holy Spirit manifests. Puterea Duhului Sfânt se manifestă. And we will see the glory of God. Și astfel vom vedea slava lui Dumnezeu. And then we can really move into the dimensions of prayer. Și ne vom putea mișca mai departe în alte dimensiuni ale rugăciunii. That take us beyond just asking for our needs to be met. Care ne vor purta mai departe de acest simplu loc în care îi cerem lui Dumnezeu ca nevoile noastre să fie îndeplinite. But we can enter into intercession. Ci putem pătrunde în mijlocire. And we can enter into what I call spiritual warfare prayer. Și putem pătrunde în ceea ce eu numesc rugăciunea ale războiului spiritual. To see the power of the enemy broken.
pentru a vedea zdrobită puterea dușmanului over our lives, în viața noastră, over our families, în viața familiei over noastre our cities, sau a orașului nostru, over our businesses, peste afacerile noastre, over our nations, peste națiunile noastre. Indeed, in Psalm 2, verse 8, cu adevărat, în Psalmul 2, versetul 8, se spune, ask me for the nations, cerem națiunile and I will give them to you as your inheritance, și eu ți le voi da ca și moștenire. He was speaking to Jesus. Aici se adresa lui Isus. It was a prophetic psalm about Jesus. Este un psalm profetic cu privire la Isus. Guess what? Ghiște. You and I are part of the body of Christ. Voi și eu suntem partea trupului lui Hristos. Jesus is the head of the church. Hristos este capul bisericii. And we're the body, part of the body of Christ. Și noi suntem parte a trupului său. So we can take that promise. Astfel noi putem să luăm acea promisiune. From Psalm 2 verse 8. Din Psalmul 2 versetul 8. And we can say yes, it was a messianic prophetic song about Jesus. Și putem spune da, este un psalm mesianic privitor la Isus. But also, dar de asemenea, because we've been accepted into the family. Deoarece noi am fost acceptați, primiți în familie. God has received us all as prodigal sons and daughters back into the home. Dumnezeu ne-a primit pe noi toți cei care eram fii și fiice risipitoare, ne-a reprimit în casa lui. So now we are heirs of the Father. Astfel, acum suntem moștenitori ai Tatălui. And we are co-heirs with the Son. Și suntem moștenitori împreună cu Fiul. Of all that the Father has. A tot ceea ce Tatăl are. So ask for the nations. Cereți astfel națiunile. You know, we're asking for, oh God, can I have a job? Și noi venim la Dumnezeu și spunem, o, Doamne, îmi dai și mie o slujbă, te rog. Can I have some food to eat? Îmi dai și mie ceva de mâncat. Your father will take care of those things. Tatăl tău se va îngriji de acele lucruri. In Matthew 6:33. În Matei 6:33. Jesus said, "Seek ye first the kingdom of God." Iisus spune, căutați mai întâi împărăția cerurilor. And his righteousness. Și neprihănirea ei. Ah, there's those robes again. Oh, iată din nou acea haină a neprihănirii. Then all of these things that you need. Și toate aceste lucruri de care aveți nevoie. To sustain your life. Pentru a vă susține viața. They'll just be added to you. Pur și simplu vă vor fi date pe deasupra. Because that's what the Father does. Deoarece este lucrul pe care Tatăl He gives good things to his kids. El dă daruri bune copiilor săi. He's a provider. El este unul care poartă de grijă. He's a protector. El protejează. And he will take care of our needs. Și el se va îngriji de nevoile noastre. Jesus said, "These things are what the Gentiles seek after." Iisus a spus, acestea sunt lucrurile pe care și neamurile le caută. Those who are outside of the family. Aceia care sunt în afara familiei. Those who don't know the Father. Aceia care nu-l cunosc pe Tatăl. They spend all of their time. Acești oameni își risipesc tot timpul lor. Trying to get the basic needs of life met. Încercând să obțină ceea ce iau nevoie ca la nivelul de bază al vieții. But he said, not so with you. Dar el vine și spune să nu fie la fel și cu voi. He says, I want you to co-labor with me. El spune, eu vreau să lucrați împreună cu mine. To see the glory of my kingdom. Pentru a vedea slava împărăției mele. Manifest in the earth. Manifestată pe pământ. And we can only do that. Și noi putem împlini acest lucru. From a place of understanding. Doar dintr-un loc al înțelegerii. How secure our relationship is with the Father. Știind cât de în siguranță și de securizată este relația noastră cu Tatăl. You might say, well, I still have problems. Putea să spui, dar eu încă am probleme. I'm not perfect. Nu sunt perfect, nici pe I departe. I have bad thoughts sometimes. Uneori mai am gânduri rele. Sometimes I do things wrong. Uneori greșesc în lucruri. Listen. Ascultați-mă. You are righteous because of the blood of Jesus. Sunteți neprihăniți, sunteți îndreptățiți prin sângele lui Isus. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinteni capitolul 1. Verse 30. Versetul 30. Says that Christ has been made unto us righteousness, redemption, and sanctification. Spune că Hristos a făcut pentru noi neprihănire, mântuire și sfințire. It's what Christ has done. Este ceea ce Hristos a făcut. It's not about how many times you kept the commandments or you broke the commandments. Nu are de-a face cu de câte ori ai ascultat și ai împlinit anumite porunci sau de câte ori le-ai încălcat pe celelalte. It's about your standing before the Father. Are de-a face cu modul în care tu stai în fața Tatălui. That the blood of Jesus has cleansed you. Și cu faptul că sângele lui Iisus te-a curățit from the sins of the past, present and future. De toate păcatele trecutului, prezentului și viitorului. If there's an area of brokenness in your life, dacă este o greșeală, ceva ce ai zdrobit, ai frânt în viața ta. 1 John 1:9, which was written to believers, says just confess those things. God is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. 1 Ioan 1:9 ne spune și se adresează credincioșilor, mărturisiți-vă păcatul cu gura voastră și Dumnezeu este drept și credincios ca să vă ierte și să vă curățească de orice întinăciune. But if we spend all our time in that place, dar dacă noi ne petrecem tot timpul în acel loc, we will never step into the glory that God has for us. Nu vom păși niciodată în slava pe care Dumnezeu o are pentru noi.
But we need a revelation from the Holy Spirit for this. Dar pentru aceasta noi avem nevoie de o descoperire din partea Duhului Sfânt. Because we're too close to our own brokenness. Deoarece noi încă suntem mult prea intim apropiați de propria noastră zdrobire. And then we have sometimes other people remind us of our brokenness. Și uneori sunt și alți oameni care au grijă să ne aducă aminte de cât de zdrobiți suntem. And we certainly have the enemy of our soul who's accusing us in our mind of our brokenness. Și cu siguranță avem și pe dușmanul inimii noastre care vine și în mintea noastră ne tot acuză cu privire la locul zdrobirii în care suntem. That's why we have to stay in and abide in a relationship with the Father. De aceea trebuie să rămânem în această relație cu Tatăl. So that the power of his word, astfel încât puterea cuvântului său, that the glory of his grace, slava harului său, that has separated us from our sin, care ne-a separat de păcatele noastre, will continually motivate our lives, să continue să ne motiveze viața, so that we will move in all that God has ordained for us, pentru a ne mișca în tot ceea ce Dumnezeu a plănuit pentru noi. God is good. Dumnezeu este bun. And he has called us, și el ne-a chemat, to co-labor with him, să lucrăm împreună cu el, to see the kingdom of God, pentru a vedea împărăția lui Dumnezeu, manifest on earth, manifestată pe pământ, and advance across the globe, și răspândindu-se pe suprafața globului, because we live out our lives in faith, deoarece noi ne trăim viața în credință, and in the understanding of what Christ has done for us, și în înțelegerea a ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Hallelujah. Hallelujah. Father, thank you. Tată, îți mulțumim. For what you have done in our lives. Pentru ceea ce tu ai împlinit în viața noastră. God, thank you. Doamne, îți mulțumesc. That you have given us robes of righteousness. Că tu ne-ai dat o haină a neprihănirii. You have kissed us with your Holy Spirit. Tu ne-ai sărutat cu Duhul tău sfânt. Oh, glory to God. Slavă Domnului. And Lord, you have given us the signet ring of your authority. Și Doamne, tu ne-ai dat inelul cu pecetea autorității tale. That ring that represents covenant relationship. Acel inel care reprezintă o relaționare în legământ. And so now we're able to transact the business of heaven. Și astfel acum putem tranzacționa afacerile cerului. In the name of the King of Kings and the Lord of Lords. În numele Împăratului Împăraților și a Domnului Domnilor. And Lord, you've covered our feet with the gospel of peace. Și Doamne, tu ne-ai acoperit picioarele cu Evanghelia păcii. So that we can speak to those who are broken. Astfel încât să ne putem adresa celor care sunt zdrobiți. Even as we walk through our own brokenness. Chiar în timpul în care noi pășim prin propria noastră zdrobire. Covered in your glory. Acoperiți în slava ta. Covered in your power. Acoperiți în puterea ta. Walking in relationship with you. Și umblând în relație cu tine. To see miracles. Pentru a vedea minuni. In your name. În numele tău. Bless your people today, God. Binecuvintează-ți astăzi poporul, Doamne.